Vă invit cu atenție să ascultăm un pasaj pe care îl citesc din Scriptură. Din epistola pe care Apostolul Pavel a scris-o Efesenilor de la capitolul 2, începând cu versetul 13, citesc cuvântul acesta lui Dumnezeu care, deși scris cu multă vreme în urmă, este valabil și pentru noi în această vreme. Dar acum în Hristos, Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, că cel este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul, zidul, de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce departe, și pace celor ce erați aproape. Căci prin el, și unii și alții, avem intrare la Tatăl într-un singur Duh. Până aici, cuvântul din Sfânta Scriptură. Înainte de a începe programul din această seară, l-am întrebat pe unul dintre coriști cum se simte. Și el mi-a spus: Am emoții. Și am zis: Ai emoții pentru mine? Și a zis și pentru dumneavoastră. Și atunci eu am zis, dacă tu ai emoții pentru mine, îți dai seama ce emoții am eu. Pentru că, dincolo de retorică, dincolo de artă, de muzică, de tot ce vreți dumneavoastră, ce facem aici este un act spiritual. O slujire pentru Dumnezeu. De aceea, e normal să ai anumite emoții când faci o lucrare pentru cel preanalt, pentru Dumnezeul care ne-a dus în existență. Pentru cel pe care îl numim Tatăl nostru care ești în ceruri. Vreau să vă apreciez pe fiecare dintre dumneavoastră care în această seară v-ați făcut timp să fiți în locul acesta, împreună cu noi. Știu că avem vieți foarte aglomerate și mai ales perioada aceasta din an este foarte aglomerată. Știu că sunt multe alte activități în oraș în această vreme, dar vă apreciez pentru că v-ați făcut timp să fim împreună aici, la acest moment spiritual. Celeva spunea că în fiecare lună decembrie a fiecărui an își ia un angajament ca să facă din nașterea Domnului Iisus Hristos o experiență liniștită și plină de pace. Și în sensul acesta se angajează, zicea el, să reducă din anumite obligații neesențiale, cum ar fi uh, scrierea unor felicitări, uh, o preocupare specială pentru... Uh, tot felul de pregătiri cu mâncare, cu aranjare, pentru decorarea casei, a, a curților și așa mai departe. Și spunea el, cu toate angajamentele acestea pe care mi le iau, mă trezesc atunci când vine sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, sunt epuizat. N-am -am nicio, nicio resursă, nicio putere. Chiar dacă mi-am luat aceste angajamente. Vă apreciez că în vremea aceasta foarte aglomerată, v-ați făcut timp să fiți în locul acesta și să stăm câteva minute înaintea Lui Dumnezeu. Vreau să apreciez corul. A făcut de multă vreme repetiția, a depus efort, a cheltuit timp. Vreau să apreciez corul copiilor. E un experiment interesant și dincolo de faptul că este un experiment interesant ca două generații, să vină împreună și să facă repetiții împreună, să petreacă timp împreună, să cânte laudele Domnului împreună, este și un experiment util, folositor, când vin generațiile împreună. Dumnezeu se binecuvinteze. Deci, noi suntem aici ca să subliniem încă o dată în viața noastră acest eveniment important care a avut loc în economia mântuirii lui Dumnezeu, nașterea Domnului Iisus Hristos. Nașterea Domnului Iisus Hristos a fost mai întâi de toate o veste. O veste pe care Dumnezeu din cer a transmis-o către oameni, prin oamenii lui pe care el i-a ales pentru asta, prin profeți. Undeva foarte departe în istorie, Balam zicea, îl văd, dar nu acum, în cartea numeri capitolul 24. Îl privesc, dar nu, nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toiag de cărmuire din Israel. Apoi, Profetul Isaia spunea ceea ce s-a spus, spus de la început: Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și Domnia va fi pe omărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al păcii. Toate acestea erau vești care veneau din cer, prin oamenii lui Dumnezeu, înspre noi, oamenii din lumea aceasta, care eram căzuți în păcate și fără de legi. Apoi a venit uh, o veste prin înger către Maria și a zis vei rămâne însărcinată, vine aște un fiu, îi vei pune numele Isus. După ce vestea asta a străbătut viacurile, vestea aceasta a devenit o, un eveniment istoric. Atunci când Dumnezeu a găsit cu cale ca vestea asta să, să fie eveniment istoric, la împlinirea vremii Dumnezeu l-a trimis pe Domnul nostru Isus Hristos și s-a născut, așa cum ați auzit în colindele din această seară, în Iestrea din Betlehemul Iudei. După evenimentul acesta istoric, evenimentul acesta, nașterea Domnului, a devenit din nou o veste. Și cei care au avut experiența asta s-au dus mai departe să ducă vestea asta. Ni s-a născut un mântuitor. Deci, mei, vestea asta a ajuns până la noi. Și în seara aceasta s-a cântat de mai multe ori despre vestea asta care străbate viacurile și ajunge până în generația noastră. Întrebarea pe care mi-am pus-o când am citit cuvântul lui Dumnezeu și întrebarea pe care vreau să vă pun în seara aceasta este următoarea. Este suficient, este suficient să avem doar o veste sau ne trebuie ceva mai mult? Zice Sfânta Scriptură aici, el a venit să aducă o veste. Dar dincolo de veste asta, El a venit să aducă o realitate, o realitate de care avem fiecare dintre noi. Pentru că dacă rămânem doar cu o veste, ascultați-mă bine, mâine va veni o altă veste. Vestea asta va trece în uitare. Poi mâine va veni o altă veste. Suntem într-o perioadă a istoriei în care suntem bombardați cu tot felul de informații, cu tot felul de vești. Și vestea asta, dacă e veste, va fi trecută în uitare, pentru că vin altele proaspete la ordinea zilei. Vestea asta trebuie să vină, să devină o realitate pentru fiecare dintre noi. De aceea, dragii mei, în câteva minute vreau să, să spun tocmai despre lucrul acesta. Nașterea Domnului de la veste la realitate personală. Ce realitate ar trebui să se petreacă în viața noastră? Pentru ca lucrarea aceasta pe care a venit Fiul lui Dumnezeu, născându-se în lumea aceasta, să o facă pentru noi. Ce realitate ar trebui să experimentăm fiecare dintre noi? Prima dintre ele este realitatea unei înnoiri. El a venit, zice aici apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a venit să facă din cei doi un singur om nou. Mă, de ce înseamnă nou? Înseamnă să pui ceva nou în locul la ceva vechi. Asta înseamnă înnoire. Să pui ceva nou în locul la ceva vechi. Dar întrebarea care s-ar putea pune este următoarea. Dar este ceva vechi în noi? Avem ceva vechi în ființa noastră? Dragii mei, ne-am născut acum 20 de ani, acum 40 de ani, acum 50 de ani. Avem ceva vechi în ființa noastră care trebuie înlocuit? Dumneavoastră ce ziceți? Oare care este vechiul acela din ființa noastră? Știți care este, dragii mei? Și-i vechi pentru că îi de când îi lumea asta căzută în păcat și fără de lege. Este această aplecare spre rău. Fiecare dintre noi, ascultați-mă bine, fiecare dintre noi avem această aplecare spre rău. Ne-am născut în această natură păcătoasă, în această fire pământească pe care o purtăm cu noi. Sunteți aici părinți. Cred că ați observat că de îndată ce un copil poate să vorbească, să-și exprime uh, gândurile lui, uh, dacă bună l-ați lăsat puțin nesupravegheat undeva într-o cameră, ați plecat într-o altă cameră și pe când ați venit a făcut o boacă, ați spart un par, ați spart o cană și ați întrebat cine a făcut. Ce v-a zice copilul? Eu n-am făcut. Dar de unde a învățat copilul acesta care de-abia a început să vorbească, să spună o minciună, să spună un neadevăr? De unde? Este această natura noastră a plecat înspre rău. I-a venit din cer Domnul Iisus Hristos în această lume să aducă în viața noastră această, această noire, această plecare spre rău, să o schimbe spre o plecare spre bine, prin ceea ce se numește naștere din Dumnezeu sau naștere din nou. Credeți că există pe planeta aceasta oameni care au avut această experiență? Spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a trimis în această lume pe Domnul Isus Hristos ca să, ca să, aducă o anumită pace în, în, seara aceea sau în momentul acela când s-a născut Domnul Isus Hristos și îngerii au început să cânte acolo deasupra câmpiei Betleemului, spune Sfânta Scriptură că au cântat cam așa slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Deci, mei, visul de pace este un vis al omenirii. Dumneavoastră, ați vrea să trăiți în pace? Se poate? Hristosul a coborât din cer în această lume să aducă pace, pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Dar pentru ca să existe pacea asta, trebuie să existe o anumită calitate de oameni. Am citit despre despre faptul că în vreo 3000 de ani de istoria Chinei, 3000 de ani de istoria Chinei, cum semnați. Adunați uh, anii în care a fost război în care China a fost implicată în război, au fost vreo 1100, vreo 11 secole. Din 3000 de ani. Imperiul Roman cât a existat el 50% din existența lui a fost implicat în războaie. Statele Unite ale Americii din 1776 până astăzi, vreo 100 de ani, a fost implicat în diferite conflicte. Pace este un vis. Vrem să fie pace. Și război într o parte și război în altă parte, deși Hristosul lui Dumnezeu a venit în această lume să aducă pace, trebuie o anumită calitate de oameni să fie pace. Oameni plăcuți lui Dumnezeu, oameni care experimentează această noire, care de la plecarea asta spre rău ajung să aibă o plecare spre bine, această schimbare, această noire. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în casa lui Zacheu, toți de aici știți despre Zacheu. Era șeful vamei, da? S-a dus să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos. Era curios, a auzit multe despre el, s-a urcat într-un dud și Domnul când a ajuns în dreptul lui a zis, dă jos, astăzi trebuie să, să, rămân în casa ta. Și a intrat în casa lui Zacheu și acolo în casa lui Zacheu Domnul a făcut această afirmație. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Vreau să mă întreb, s-a schimbat ceva în viața lui Zacheu? Era vameș ca toți vameșii. Lua de la cine putea, încerca să, să forțeze pe alții să-i dăruiască. Asta era natura, a plecarea lui spre rău. Înșela pe oameni. Dar în momentul în care a stat în fața Domnului Isus Hristos, venit din cer în această lume, omul acesta a zis, dacă am păgubit pe cineva, îi dau de patru înapoi. Jumătate din avuția mea o dau săracilor. Cine poate face lucrul acesta? Dacă nu este această înnoire, această schimbare și a plecare înspre bine. Deci, dragii mei, realitatea pe care Hristosul născut venit din cer de la Dumnezeu este realitatea acestei înnoiri. Din de la o veste să ajungem la această realitate a înnoirii. A doua realitate este realitatea apropierii. Noi trăim la o mare sau într-o mare distanțare de Dumnezeu și mare distanțare unii de alții. Nu în sensul că suntem fizic departe de Dumnezeu, deși Dumnezeu este transcendent, îl vedem undeva departe, stând undeva în cer. Dar, dragii mei, este vorba despre o îndepărtare sufletească. Sufletul nostru nu este aproape de Dumnezeu. Nu-l punem pe Dumnezeu în calculele noastre, mai ales atunci când ne merge bine. Fiul risipitor a plecat de acasă. Zice Sfânta Scriptură într-o țară depărtată, adică fizic era departe de tata. Dar știți că băiatul ăsta s-a îndepărtat prima dată sufletește de tata? Era încă acasă. Sufletul lui era legat de tata, nu era legat de casă, nu era legat de, de fratele lui. Sufletul lui era departe chiar dacă era în casă. Noi trăim, dragii mei, într-această depărtare de Dumnezeu, dar trăim într-o îndepărtare unii de alții. Fiecare este cu pătrățica lui fiecare cu interesele lui. Și dacă ar fi să ne uităm înăuntru nostru acum, am descoperit acolo egoism, am descoperit acolo ură, am descoperit acolo dorința de răzbunare, pentru că suntem distanțați unii de alții, foarte departe. Cain și Abel erau în aceeași casă. Departe sufletește unul de celălalt. Esau și Iacov în aceeași casă, departe sufletește unul de celălalt. Iosif și frații lui în aceeași familie, departe sufletește, departe frații sufletește de Iosif. Și a venit Hristosul din cer, în lumea aceasta, născându-se în iesea din Betlem, să aducă această realitate a apropierii de Dumnezeu și realitatea apropierii unii de alții. Și ascultați ce spune Apostolul Pavel. În Hristos Iisus, voi care odinoare erați depărtați, ați fost apropiați. Nu doar o veste că s-a născut Hristosul, una pe care să -o, o colindăm la fiecare sărbătoare spre sfârșit de an, ci asta, această realitate că am fost aduși aproape de Dumnezeu și am fost aduși aproape unii de alții. Aproape de Dumnezeu în sensul că avem acces la Dumnezeu. Cine are acces la Dumnezeu? Știți cine are? Prin Hristos. Orice om care în lumea aceasta, din perspectivă umană, n-ar fi avut nicio șansă. Nicio șansă. Orice om care nu găsește soluții nicăieri în altă parte, găsește acces la Dumnezeu din cauza acestei apropieri. Și ascultați-mă, Dumnezeu realizează această minune apropierii de Dumnezeu și apropiere unii de alții. Zice Sfânta Scriptură că aici, adică în Hristos, Dispare orice diferență care ar putea să existe între noi. Oameni de diferite culturi, oameni de diferite naționalități, oameni de diferite poziții sociale pot să stea împreună în Biserica lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, este asta un miracol sau nu este? Aici nu mai este nici iudeu, aici nu mai este nici grec, aici nu mai este nici rob. Nu mai este nici Slobod, aici nu mai este nici bărbat, nici femeie din perspectiva asta, ci este, suntem toți una în Hristos. Putem sta împreună, să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu, să cântăm lui Dumnezeu. Pentru că Hristosul acesta, născut în Estrea din Betleemul Iudei, a venit să aducă în noi această realitate a apropierii. Eram departe. Și un singur lucru vreau să mai spun, dragi mei, și apoi mă opresc, că în al treilea rând, o altă realitate pe care trebuie să o experimentăm dincolo de vestea asta este realitatea împăcării. Nu doar că eram departe de Dumnezeu, nu doar că eram departe unii de alții, noi eram în vrășmășie cu Dumnezeu. Noi eram în dușmănie unii cu alții, dacă vreți. Și Hristosul a venit în această lume, ca să ne împace, să ne împace cu Dumnezeu și să ne împace pe noi unii cu alții, să trăim în pace. E miracol sau nu e miracol asta? Bine, dar ce avea Hristosul să ne împace cu Dumnezeu? Era Dumnezeu cumva supărat pe noi? Era Dumnezeu, eram în cu Dumnezeu? Sigur, cartea asta spune. Realitatea o confirmă. Pentru că atunci când noi ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, de la începutul istoriei, am zis, nu vrem să mai ascultăm de Dumnezeu. Când eva, a pus deoparte, a aruncat înapoi a ei, dacă vreți, cuvintele lui Dumnezeu și a acceptat sugestia diavolului să ia de unde n-avea voie să ia. În momentul acela am zis, nu vrem Dumnezeule să stăpânești peste noi. Și am devenit vrăjmașul lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat. Când a venit Hristosul în această lume, a venit să mă împace pe mine cu Dumnezeu și să vă împace pe fiecare dintre noastră cu Dumnezeu, prin trupul lui, de aceea avea nevoie Cristosul să se întrupeze toată lucrarea asta. Cristosul a făcut-o în trupul lui. În trupul lui s-a sacrificat pe cruce. Și ceea ce n-a putut face Adam și n-am putut face noi, a făcut Cristos pentru noi. A ascultat în mod desăvârșit de Dumnezeu. Și s-a adus pe sine jertfă, preț de răscumpărare pentru toate păcatele noastre. Pentru că păcatul trebuie plătit. Plata păcatului este moartea, spune Sfânta Scriptură. Și ca să nu mor eu, din pricina păcatului și dumneavoastră, a murit Hristos purtând păcatele noastre în trupul lui pe lemn. Dar a venit Hristosul să ne împace pe noi unii cu alții. Adică pe noi oameni foarte diferiți. Egoiști, ne vedem fiecare de interesul nostru. Așa e lumea în care trăim. Și a venit Hristosul în această lume, să ne aducă împreună, împăcându-ne oameni foarte diferiți. Poate dușmani fiind. Știți când, când Saul din Tars a luat scrisorile de la uh, lideri religioși să se ducă la Damas să-i prindă pe creștini, uh, s-a întâlnit cu Domnul Isus Hristos în acea experiență uluitoare, uimitoare. Și spune Sfânta Scriptură în Cartea Faptele Apostolului că a intrat de orb după experiența aceasta, dus de alții în Damas, într-o casă, și Domnul Iisus Hristos l-a trimis pe unul dintre ucenici, pe Anania, să meargă la Saul din Tars. Saul venise acolo să-i prindă pe creștini. Să-i ducă la judecată. Poate la temniță, poate la moarte. Și spune Sfânta Scriptură că primul lucru pe care l-a spus Anania când a intrat în casa ce a fost următorul. Frate Saule. pe păi ai venit să mă omori. Ai venit să mă vânezi. Ai venit să mă iei pe mine și pe alții din mijlocul familiei sau comunității, să mă târăști spre Ierusalim la judecată. Și acum intri în casă și spui, frate, cine face miracolul acesta acestei împăcări? Hristosul venit în această lume. Deci, mei, seara aceasta nu este seara doar să ne încântăm auzul cu uh, colindele mai vechi sau mai noi cântate în această seară. Nu suntem aici doar să mai auzim în prospătată încă o dată vestea s-a născut Hristosul, s-a născut Fiul lui Dumnezeu în Ieslea din Betleem. Suntem aici să pricepem că trebuie să trecem de la vestea asta la niște realități pe care trebuie să le experimentăm. Înnoirea ființei noastre. Aplecarea noastră spre rău să fie înlocuită cu aplecarea noastră spre bine și cât trăim în această lume să ne luptăm prin ajutor de sus să facem bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Suntem aici, dragii mei, să știm că trebuie să experimentăm această realitate a apropierii. Apropierea de Dumnezeu și apropierea unii de alții. Chiar dacă trăim într-o lume așa de aglomerată, stăm umăr lângă umăr aici, stăm în autobuz, stăm foarte apropiat unii de alții în mijloacele de transport. Sufletește suntem foarte departe. Hristosul a venit să dea deoparte orice zid care ne desparte și să ne aducă împreună. Să experimentăm realitatea împăcării. Dacă suntem vrășmași cu Dumnezeu, pentru că am zis, nu vrem să, să domnești tu peste noi, nu vrem să ascultăm de tine. În seara aceasta, aș vrea să știți, dragii mei, Hristosul de aceea a venit să ne împace cu Dumnezeu și să ne împace unii cu alții. Mă rog, Domnului, să vă binecuvinteze pe toți. Nu știu dacă v-ați luat angajamentul să faceți ceva schimbări în program ca să aveți sărbători liniștite și în pace. Poate ați luat, poate alții n-ați luat. Ceea ce vă doresc este să aveți sărbători liniștite și în pace cu Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.